Filmul din Moldova ilustrează în imagini și mărturii ale oamenilor o călătorie care începe la kilometrul zero din Chișinău și continuă pe cea mai lungă stradă din Europa, strada Muncești, ca să-și termine parcursul în Moldova rurală. Trebuie să fim uniți, să ne apucăm, să nu ne împrăștiem unul cu altul, unul într-o parte, unul alta, așa mai departe. Să muncim ca să trăim mai bine, dar în rest nu depinde numai de noi. Să ne educăm copiii mai bine și să muncim cinstit. Organizația Națiunilor Unite a lansat în Parlament consultări naționale ce se referă la îngrijorările și aspirațiile cetățenilor Republicii Moldova după 2015. Moldova în acest an a întreprins acțiuni majore de protejare a persoanelor care trăiesc cu HIV-SIDA, de abilitarea copiilor și adulților cu dizabilități intelectuale și de integrare mai bună a persoanelor de etnie romă în toate sferele vieții. Anul 2015 reprezintă termenul limită pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare a mileniului pe care Moldova s-a angajat în 2000 la New York împreună cu alte 191 de state membre ONU să le îndeplinească.